Un preot greco-catolic dintr-o localitate din Maramureș a fost filmat în timp ce îi poruncea unui tânăr să îngenuncheze în fața lui. Scandalul din localitate durează de câteva zile. Oamenii sunt nemulțumiți că preotul nu vrea să facă slujbe și pentru romano-catolicii din comunitate. Discuțiile au fost atât de aprinse încât la un moment dat a fost nevoie și de intervenția polițiștilor. În localitatea Sarasău sunt tenoriași romano-catolici, dar și greco-catolici, iar decizia preotului de a face liturghia doar pentru unii dintre ei a stârnit revoltă. Oamenii au mers la el să-și exprime nemulțumirea. Îmbracă-te în umilință! Părinte! Lasă mândria jos! Eu nu-s mândru. În numele lui Iisus Hristos, pun-te jos la pământ! Vorbesc foarte. Îți poruncesc în numele lui Iisus, pun-te jos la pământ! Nu mi-a vrea o explicație clară! Pune-te jos la pământ! Pune-te jos la pământ în fața lui Iisus. La noi se practică alte practici de exorcizare, după cum ați văzut în filmare. Mi s-a promis că o să rămână toate lucrurile neschimbate, inclusiv liturghia în stil romano-catolic, care noi o avem aici de 32 de ani. Și eu am fost acolo prezent, i-am cerut o explicație. El a ieșit cu Sfântul Sacrament și de acolo a fost ce a fost în videoclip. Nu a vrut să vorbească cu noi. Fratele meu a mers foarte frumos și l-a întrebat. Oamenii spun că își doresc doar să se țină ambele liturghii. Localnicii au mai încercat să discute cu noul preot, însă fără succes. În a doua zi de Paște, discuțiile au degenerat și a fost nevoie de intervenția poliției. E supărată lumea. Noi mai mulți am morținei cu cel mai vechi și mai nu s-o bătut pe mulți că poliția aici. O vine poliția. Enoriașii s-au împărțit în două tabere. Unii vor să se respecte rânduiala bisericii cu o singură liturghie pe zi, în vreme ce alții cer câte două slujbe. Păi de ce nu le mai vrea face liturghii romano-catolice? Preotul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Episcopia greco-catolică de Maramureș a transmis că se disociază de atitudini precum cele care au ajuns în spațiul public.